Erban Nicolae, atac devastator la adresa lui Klaus Iohannis după trimiterea legilor justiei la CCR, este președintele unei republici absolut halucinante. Erban Nicolae l-a atacat dur pe Klaus Iohannis, după ce președintele a decis trimiterea pachetului legilor justiei la Curtea Constituțională. Nu mi-e foarte clar ce a vrut să spun, pot să comentez ce a spus. Lucrurile sunt foarte grave. Modul în care domnul Iohannis citește Constituția e absolut halucinant. Nici o persoană nu poate executa suveranitatea în nume propriu. Domnul Iohannis ne anunță în nume propriu ce face comer cu suveranitatea României. Nici de cum nu ne putem implica în jocurile absolut penibile și rușinoase ale domnului Iohannis. I domnia sa a câtigat alegerile făcând o serie de promisiuni. Este absolut ruinos ce a făcut astăzi. Este președintele unei republici absolut halucinante, a declarat Erban Nicolae.